Nu a ajuns la Steaua, dar nici Dinamo Kiev nu l-a vrut. S-a certat cu Iancu și și-a luat la revedere de la Poli. Sepsi și-a găsit în sfârșit echipă la Târgu Mureș. Fundașul stâng a fost declarat liber de TAS, însă Marian Iancu susține în continuare că Sepsi nu este liber să plece unde vrea. Fotbalistul se află de două zile în Antalya, în cantonament cu FC Târgu Mureș. Sepsi și-a mai încercat norocul la Dinamo Kiev, însă ucrainenii nu l-au considerat apt din punct de vedere fizic. Se pare că Sepsi va evolua în retur în Liga 1, sub comanda lui Marius Lăcătuș, la FC Târgu Mureș, echipă care se află pe locul 15 în campionat.